Later, like I said, I would make it on my way up. It's all love, coming from the nation. Made a foundation, true stuff. Yeah, too tough. We ain't giving up on our dreams, everything is ahead of us. Stay true to your path, it's not where you start, it's all where you're at. It's where you end up when your back's to the mat. Do you cripple to flat or get up off your back? Deliver these facts to see them react. The stadium's packed, they all gonna snap. The motivated attract, the isolated attack. The frustrated hit back, yeah, we move fast. I wanna change everything. I swear I'll do anything just to get where I wanna be. I won't stop till I'm free. I won't stop till I'm free. Salutare! Am ieșit iar la pescuit azi sâmbătă și am ieșit pe același pârâu pe care am mai fost și până acum, doar că de data asta pe partea lui inferioară, adică de la vărsare, merg acum până la vărsare și urc pe el până la mașină. În partea asta inferioară n-am mai fost niciodată. Ar trebui să prind ceva pește. Păstrăv, clean. Ar trebui să fie. Mai am de mers cam 2 km pe jos. No. Ne vedem pe apă. Ah, apropo, azi o să pescuesc cu noua mulinetă. Să vedem de ce e în stare. Hai, ne vedem la apă. No, am ajuns la vărsarea pârâului. Ăsta e râul principal, iar ăsta... Ăsta e pârâul pe care o să pescuiesc eu. Da, uite. Primul atac. A fost un păstrăvior. Uite, încep să mănânce, mă. Bun, hai că s-au activat. N-ar trebui să mai fac probleme. A început urmărirea. A început ora mesei. Da, uite. Uite. Nu mai păstră. Mai clar, mă. S-a dus, mă. Bigidiu. S-a dus. Înseamnă că s-a dus repede. Ah, să dau o dată de păstră, că ăla mănâncă, sigur. Leanul mai... mai apatic. Mai un pic și-a trebuit să dau de păstră. Chiar diu din asta mic. S-a dus. Da, uite. Pitic.
Mamă, dar ce rău am mâncat-o. Stai, stai că... Uite. Am prins iară două oară. Acum am fugit. Da. S-a dus. Da, uite altul. Mai am încă ceva. Chiar frumosul. Asta-i. Micuț. Crește-te că îți dau drum. Să-l duci, bă. Ce exemplar. Unul imens acolo. Acolo. În cotul ăla. Și cred că ce o să fac acum, să încerc să-l prind pe ăla mare. Se bag rotativ un pic mai mare. Bag una de 3,5 grame, tot de la Smith. RS. Doar că total alt pattern, altă culoare. Paleta argintie, corpul galben. Nu, hai să vedem. Am ginit pe ăla mare. Am ieșit pe piatră. Na, echipamentul de azi, lanseta de la Asava. Un custom Sixth Element Stream de 1,6 grame, același ca și data trecută, dățile trecute. Moderat fast. Cu noua mulinetă pe care am cumpărat-o. Shimano Calcutta Conquest Bait Finesse. Care e extraordinar, extraordinar. Round profile. Care e foarte comodă, în ciuda aparențelor. Și arunc 2 grame cu ea, zici că nu e adevărat. E că arunc lejer și sub 2 grame. Uite. Hai că l-am luat. Nu mai mări cel. Hai încoace. Nu mai mări cel, dar... Nici chiar mititel, mititel. Na. Uite-l aici. Dar-s frumos foc. O niște, mamă, dacă ce urât înghitește pe monofilament. Da, gata. Uite. Așa, uite ce saltea de pat, aruncată pe pârâu de munte. Nu ai cum să faci așa ceva, adică pur și simplu nu. Nu, nu știu cât de prost e să fiu. Nu știu. Doamne, ferește.
Bă, ce s-a întâmplat, mă, săracu? Înțeleg ce mi-a fulgurat apa în halul ăsta. Nu pot să înțeleg. Ceva mi-a tulburat apa groaznă, mi-a tare. Nu-mi dau seama ce. Nu se poate, mă, așa ceva, mă. Nici urmările, mă. Apa asta nu le face bine că s-a tulburat așa. Nu știu din ce cauză, mă. O să aflu, cred că în curând. Pe măsură ce urc pe apă, o să aflu. Hai că ne-am prins cum braconează aici. Salut! Cu ce? Dar cu plasele? Cu alea? Mm-hmm. Păi de ce? Ce? Păi de ce braconați? Nu e ok ce face, să știți, nu? De aici astăzi, din ponor? Dezamăgitor. Ați văzut ce s-a întâmplat, mi-a stricat partida. Da. Nu știam de ce se tulbură apa. Eram sigur că ceva nu e în regulă, că ceva se întâmplă pe apă, fiindcă în zona respectivă nu se taie lemne. Deci nu avea cum să fie din cauza lemnelor apa tulbure. Nu ploua afară și apa s-a tulburat brusc. Am urcat puțin mai în amonte și am găsit braconierii. Erau 3 puștani până în 19 ani și un al patrulea mic de vreo 10 ani, 12 ani. Îl învață de mic să braconeze. Asta e situația în toată țara. Am ieșit imediat de pe apă și m-am dus direct la ocolul silvic. Dar bineînțeles că acolo nu era nimeni, erau porțile închise. Mă simt foarte neputincios și dezamăgit total. Mi-au stricat ziua, mi-au stricat partida de pescuit. Mi-au stricat bună dispoziție, nu mai am chef de nimic. Ne vedem data viitoare.